În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine fără să nădăjduiți nimic în schimb. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, ne aflăm în duminica 19-a după Rusalii, zi în care am ascultat pericopa evanghelică de la Luca, capitolul 6, în care Mântuitorul Iisus Hristos ne poruncește să ne iubim vrăjmașii. Această pericopă evanghelică face parte din predica de pe munte rostită de Mântuitorul Iisus Hristos. Nu este vorba doar de o singură cuvântare, ci de predicile pe care le-a rostit Mântuitorul de-a lungul a mai multor zile, învățătură a Mântuitorului consemnată în scris de evangheliștii Matei la capitolul 5-7 și de evanghelistul Luca la capitolul 6, ca o sinteză a întregii învățături predicate de Mântuitorul Iisus Hristos pe Muntele Fericirilor. Observăm în acest fragment care s-a citit astăzi cum Mântuitorul ne învață prin sentințe scurte cum trebuie să ne comportăm noi față de apropiații noștri, chiar de vrăjmașii sau dușmanii noștri, și ce comportament trebuie să adoptăm noi ca să trăim în armonie și cu Dumnezeu și cu cei de lângă noi și cu conștiința noastră. Mântuitorul Hristos știa ce este scris în Vechiul Testament, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar El vine cu o schimbare radicală în ceea ce privește ura față de vrăjmași și instituie porunca iubirii pentru vrăjmași, legea iubirii, dacă vreți. Spunând Mântuitorul Iisus Hristos, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. E, prin această poruncă a iubirii vrăjmașului, Mântuitorul Iisus Hristos se situează deasupra întregii gândiri a tuturor legiuitorilor lumești, care veneau cu fel de legi foarte bune și menite să creeze armonie între oameni. Dar Hristos, prin porunca iubirii vrăjmașului, îi copleșește pur și simplu pe aceștia. În Antichitatea precreștină exista o afirmație prin negație: ce ție nu-ți place, altuia nu face. Iar Mântuitorul Hristos vine și cu o formulare pozitivă menită să ne determine pe noi, pe fiecare dintre noi, să înțelegem că nu este suficient și destul să gândim binele, să nu facem răul, ci imperios necesar este să săvârșim binele. Precum doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Observăm că Mântuitorul Hristos insistă asupra unei dinamizări în ceea ce privește iubirea și arată insuficiența unei iubiri manifestate de către cineva asupra altuia, care la rândul lui întoarce această iubire. Bună oară, Mântuitorul Hristos în pericopa evanghelică de astăzi spune: și ce dacă iubiți pe cei care vă iubesc pe voi, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoși iubesc pe cei care iubesc pe ei? Sau dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, cu ce mulțumire veți avea că și ei fac, și păcătoșii fac același lucru? Sau dacă nădăjduiți să împrumutați cuiva ceva și nădăjduiți să primiți înapoi, și păcătoșii fac același lucru? La iudei era în mare cinste porunca iubirii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar vine un cărturar în dialog cu Mântuitorul Iisus Hristos și pune o problemă foarte importantă, chiar o dilemă aș putea spune. Ne problematizează pe toți, pe fiecare dintre noi. Și cine este aproapele meu? Și Mântuitorul Iisus Hristos rostește pilda samarineanului milostiv ca să-l facă pe acest iudeu cărturar să înțeleagă că nu contează ce fel de om este, din ce neam, aparținător altui neam, altei credințe. Important este, imperios necesar, să săvârșească binele, nu să-l gândească. Este lucru important să gândim binele, da, foarte important. Este lucru important să nu săvârșim răul, foarte important. Dar mai important decât atât este să săvârșim binele, să lucrăm, să punem în lucrare darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu,
spre împlinirea binelui față de apropiații noștri, față de Dumnezeu, datorire față de Dumnezeu, și cu acestea se vor limpezi și căile noastre. La iudei funcționa această mentalitate conform căreia apropiații lor sunt doar cei de un neam cu ei, doar izraelitenii sau prozeliții care erau deplin integrați în legământ prin circumcizie. Nu socoteau ca apropiați pe cei de alt neam, pe samarineni sau pe alți străini, nu, nici de cum. Chiar ne socoteau porunca de la Levitii care spune: pe străin de se va muta cu voi să-l aveți ca pe voi înșivă și să-l iubiți pe acesta ca pe voi înșivă, ca pe băștinașul vostru, și nu uitați că și voi ați fost străini în pământul Egiptului. Și cu toate acestea, iudeii spuneau sușitare că aproapele lor este cel de un neam și cel de o credință. Și vine Mântuitorul Iisus Hristos și desfințează această mentalitate și prin parabola samarineanului milostiv, pentru ca să înțelegem noi toți că suntem datori să săvârșim bine și să facem fapte concrete de milă și de iubire și de compasiune și de ajutorare pentru cel aflat în suferință și în gravnică nevoie. Du-te și fă și tu asemenea, spune Mântuitorul cărturarului iudeu, adică fă asemenea, precum, având ca model pe samarinean care a săvârșit binele. Foarte important și bun și dumnezeesc tact pedagogic pe care l-a avut Mântuitorul Iisus Hristos, nu numai cu acel cărturar, că se adresează tuturor iudeilor și, în definitiv, tuturor oamenilor. Ba mai mult decât atât, Mântuitorul Iisus Hristos, de cel puțin de două ori în predica de pe munte, amintește și stăruie asupra iubirii vrăjmașului, fapt nemai întâlnit la iudei, pentru că conceptul de iubire al aproapelui, întâlnit la iudei, nu cubridea în sine și iubirea de vrăjmaș. Și Mântuitorul Hristos tocmai aici vine și caută să aranjeze lucrurile, să potrivească lucrurile în chip dumnezeiesc, divin, bineînțeles. Mântuitorul desfințează, strică acest perete despărțitor între iudei și neamuri și desfințează această barieră ideologică cu privire la vrăjmași, fie că sunt ei personali sau naționali, instituind calitatea de frate, de frați între iudei, când le spune: să nu vă mai numiți careva dintre voi rabii, căci unul este învățătorul vostru Hristos, iar voi sunteți frați. Și înțelegem să pătrundem în duh cuvântul Mântuitorului: numai iudeii sunt frați, adresanții Evangheliei lui Hristos sunt doar iudeii, sau toți oamenii, nu vorbim despre universalitatea mesajului evanghelic, da, cu siguranță. Deci când Mântuitorul le spune iudeilor să fie frați, ne spune nouă tuturor oamenilor din toate locurile și din toate timpurile, pentru că Evanghelia Mântuitorului are un caracter universal. Și aici ne tâlcuiește Sfântul Ioan Evanghelistul în întâia sa epistolă: dacă va zice cineva că iubește pe fratele său și pe Dumnezeu, că iubește pe Dumnezeu și pe fratele său îl urăște, mincinos este, că cel care nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, cum poate să-l iubească? Și este această întrebare firească: cine este aproapele nostru, cine este fratele nostru? Toți cei de aceeași condiție cu noi, că suntem toți oamenii din toate locurile și din toate timpurile, suntem oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și avem aceeași chemare fiecare dintre noi, toți suntem frați, indiferent de neamul din care facem parte, sau de poziție socială, de ranguri, de putere materială sau alte criterii lumești cu care oamenii se diferențiază parcă mai mult ca oricând în vremurile actuale. Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și toți suntem frați pe cum Hristos ne-a spus tuturor. Dar se pune întrebarea: sunt frați și aceia de credință diferită? Toți suntem oare frați într-o credință? Aici trebuie să privim lucrurile cu luarea minte și să descifrăm răspunsul din Sfânta Scriptură. Îl auzim bunăoară pe prorocul David care spune: Doamne, urâta pe vrăjmașii tăi care te-au vrăjmășit, cu ură desăvârșită i-am urât, pe călcătorii de lege i-am urât. Și se pune întrebarea: dar aceștia nu sunt oameni? Aceștia trebuie să-i urâm, să nu iubim? Ba da, îi iubim, dar să vedeți în ce măsură. Pentru că Sfântul Efrem Siru ne învață: pe eretic, acela care vrăjmășește pe Dumnezeu și este un hulitor și un vrăjmaș al lui Dumnezeu,
Scriptura nu-l numește om, îl numește câine, lup sau anticrist. Și Mântuitorul Hristos în Evanghelia de la Matei poruncește: nu aruncați cele sfinte câinilor sau nu puneți mărgăritarele înaintea porcilor, că aceștia le vor lăsa pe ele și vă vor sfâșia pe voi. Și în acest context, Sfântul Ioan Gură de Aur comentează și interpretează: pe eretic care vorbește și hulește pe Dumnezeu, pe acela să-l plejnești peste gură, că se va sfinți mâna ta, spune. Da, într-adevăr, pentru că sunt foarte mulți hulitori care hulesc pe Dumnezeu, care se ridică împotriva Duhului Sfânt, hulesc pe Maica Domnului și pururea Fecioria Maicii Domnului, hulesc icoanele, Sfânta Cruce, Sfânta Aghiazmă, Sfintele Taine, Bunăoară, Sfânta Împărtășanie, sau Biserica, sau Ierarhia Sacramentală. Foarte mulți hulitori au ajuns în ultimul timp să se facă auziți, căci în veacul acesta destrăbălat, vrăjmaș și păcătos, parcă vocile sfinților nu se mai aud decât vocile acelor blasfemiatori și acelor vrăjmași ai lui Dumnezeu care caută să abată poporul de la legea cea dreaptă. Dar cine caută adevărul și este cu inima curată, îi aude pe sfinți, aude cuvântul adevărului, așa cum citim analogia din Evanghelie, că oile cunosc pe păstorul său, îi cunosc glasul și îl ascultă. Așa trebuie să facem și noi. Deci când e vorba să avem o iubire față de eretici, trebuie să fim foarte atenți, că cu aceștia nu trebuie să avem comuniune, nu trebuie să locuim împreună cu ei, nu trebuie să vorbim împreună cu ei sau să îi primim la masă în casa noastră, să stăm la masă împreună cu ei, nu. Nici să-i salutăm, pentru că e posibil să ne împărtășim din învățătura lor demonică drăcească. Să fim cu mare luare aminte când înțelegem că trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri și având în față astfel de oameni hulitori de Dumnezeu, de biserică, de creștini în general și de cele sfinte. Iubiți credincioși, ne cheamă Mântuitorul Iisus Hristos în pericopa evanghelică de astăzi să nu ne asemănăm acestui veac, să nu ne asemănăm oamenilor plin de pofte și de păcate și de patimi egoiste, răufăcători, răzbunători, călcători de lege, ci să ne asemănăm bunului Dumnezeu, celui milostiv, care nu se coboară la nivelul naturii umane căzute, sau cu alte cuvinte, nu se pune la mintea noastră, dar caută să ne ridice în starea de har, de sfințenie, de bunătate și de binecuvântare. Să înțelegem că trebuie să ne purtăm față de vrăjmașii, față de dușmașii noștri cu iubire, așa cum și El și-a iubit vrăjmașii și i-a iertat pe cruce fiind: Doamne, iartă-le lor că nu știu ce fac. Pe El să-L avem ca exemplu, ca model, să iubim pe vrăjmașii noștri, să-i sfătuim, să-i direcționăm către calea cea bună, calea Bisericii, bineînțeles, să le arătăm că suntem dispuși să ne jertfim pentru ei și pentru iubirea pe care o nutrim față de ei, doar de s-ar îndrepta, să-i sfătuim, să răbdăm, să-i răbdăm sau să răbdăm împreună cu ei, cum spunele Marele Apostol Pavel: purtați-vă sarcinii unii altora, că astfel veți plini legea lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru aceștia ca să ajungă la cunoștința adevărului și să iertăm după sfatul Mântuitorului Iisus Hristos, așa cum ne-a învățat în rugăciunea domnească: Doamne, așa iartă-ne și nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Iartă-ne, Doamne, nouă și păcatele noastre, precum și noi iertăm celor ce ne greșesc nouă. După cum Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: iertați greșelile greșiților voștri, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă păcatele voastre. Spre mântuirea noastră și spre lauda bunului Dumnezeu cel întreime închinat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.